frumos. E la mine acasă, ce fericită sunt. Mă aflu în casa mea, în casa visurilor mele. E minunat să-ți îndeplinești visul, chiar dacă e mai târziu la bătrânețe. Asta o dai rău. E minunat să-ți îndeplinești visul, chiar dacă e mai târziu. Păcat că nu ești ea. Ne-am fi simțit bine amândoi aici. Deși dacă stau și mă gândesc, e cam strâmb. Pentru mine este exact ceea ce trebuie, dar dacă am fi fost amândoi, ne-am fi călcat pe picioare, ne-am fi certat dintre mirce. Așa că am inventat. Țâră. Și Mirela Mireia. Mireie Pătii. Doamne Dumnezeu, o familie întreagă a pierit în 10 ani, din 5 în 5 ani, câte unul. A avut loc acel accident și m-am întors numai eu. Ideea mi-a venit dintr-o carte a Agatei Cristi, o soră. Ia locul altea. Mirela îl iubea pe Mihai. Mihai o iubea pe Mirela. Mirela avea principii, nu amanți. Încă mai porți pandantivul pe care ți l-am dăruit. Întâmplător se potrivește la ținuta mea, am răspuns. Va să zic că n-ai uitat ce s-a întâmplat atunci. Și la un moment dat îmi spune... Dodo, Dodo, de ce nu te întorci tu în România? Și tot vorbea despre Mihai și am auzit așa. M-am scăpat de el, scap și de tine. Ei? Așa că arată bine, e discret, e... Un tatuaj! Deșteaptă. Dar de ce el să aibă tot și eu? Eu să stau în maghiernița asta! Nu, gata, gata, gata! Gata! Gata, trebuie să se termine! Trebuie... Gata, se termine! Gata! Mă aflu în casa mea. În casa visurilor mele. E minunat să-ți îndeplinești visul, chiar dacă e mai târziu la bătrânețe.